Barcelona Juventus s-a jucat și la Ploiești, acestea fiind echipele preferate ale unor jucători de la Petrolul. Meciul a fost disputat la PlayStation de Marinescu și Popescu. Cei doi escu petroliști și-au ales celebrele echipe deoarece Marin îl admiră pe Messi, în timp ce Nini îl apreciază pe Cristiano Ronaldo. Am mâncat bătaie cu 4-0. M-a bătut Ninel fără drept de apel. Cum e jocul? Cum ți se pare? Un joc frumos, atractiv. Cum de un lup apreciază zebrele? Ce să facem? Lupii sunt lupi pe viață. Cei doi au fost invitați de unul dintre sponsorii echipei să lanseze jocul FIFA 19 în România. Marinescu și președintele Vlad au venit cu copiii, iar evenimentul a avut loc într-un mod special. Gamerii au fost invitați într-un jeep de teren mare, camuflat, în care jucătorii s-au simțit ca în sufragerie. Sincer, să fiu, n-am mai jucat în mașină. E o mașină foarte încăpătoare, în primul rând. Am stat foarte lejer, aveam loc și 3-4 persoane acolo. A fost o experiență plăcută și chiar nu mai jucasem un astfel de meci în mașină, dar mă bucur că am făcut acest lucru. După ce s-au duelat, Marin l-a lăsat pe Nini să facă același lucru și cu fanii, care au fost extrem de dornici să-și înfrunte idolii din fotbalul adevărat. Gata, asta e contrat acolo la școală. Du-te! Degeaba! Du-te! Și în fața porții, exact ca aseară, și... Da. Oh! Mi-a dat cu Marinescu. Frumos așa!